Nu văd că vorbește bine sau ră, este prea puțin în ziua de azi. Și limbajul, cum zicea Andrei, mi se pare fundamental. Avem o semantică așa de deformată, de aceea fac distinție între rostire, cu rost, și vorbire. Noi prea vorbim, nu rostim. Ca să ajungem la rost, ar trebui o filtrare semantică, să așezăm vocabularul pe niște elemente care nu-i devine nimeni de așa cum sunt învățate, poate cu anumite conotații la școală. Păi imaginați-vă, eu sunt înnebunit uitându-mă la ce se întâmplă acum la copii pe care noi îi sluim în continuare, ca 40 de minute la lecția întâia de fizică să urmeze după aceea 40 de minute sau mai mult, mai puțin de matematică, după aceea 40 de minute de sport, după aceea de literatură. Și în ploaia asta de secvențe vrem să aibă coerență mintea lor, să aibă și sens și să fie și cu bucurie la școală. Nu se poate. Deci automat este, totul este mult prea fragmentat, nu are coerență, nu are substanță, nu are motivație. Deci automat ar trebui să regândim, să facem copiii să se îndrăbăstească de teme, să se bucure. Când duci la stand, când am luat firme mari, cum sunt firme, inclusiv Petrom, de exemplu, și l-am dus în excursie la CEO de nivel de vreo, să excursie, să vadă ce înseamnă reactorul. Ca să vadă din business-ul lor de miliarde, că sunt alți oameni care se entuziasmează într-o altă lume, într-o lume în care cântăriți într-un reactoarele care sunt acolo și fel de fel de... e o altă lume, de science fiction pentru ei. Și au rămas cu gura pescată. Și a fost un dialog foarte interesant. Deci, atât de poate să încercăm să hibridăm, să ne ajutăm să descoperim lumea celuilalt. Nu să devenim specialiști, să rămânem în domeniul nostru unde suntem specialiști, ne sunt confortabil. E puțin în secolul ăsta. Și poate ne ajutăm într-o zonă dintre Orient și Occident să creăm cumva, cum zice Vasar Nicolescu, o gândire transdisciplinară și o soluție pentru o altă abordare umană mai echilibrată, în care să ne ajutăm cu știința, nu să devină un scop să ne indoctrinăm cu știința. Ne-am indoctrinat cu politica, am trecut indoctrinare cu știință, din sol de indoctrinare în domeniul numai gândirii abstracte de tip, știu eu, yoga, e indoctrinare. Amândouă sunt. E necesar interior, exterior, echilibru. Deci vă așteptăm în aventura noastră și vă invităm să vă uitați pe CSC România pe YouTube.